el vă recomandă Reliance, erbicid sistemic post-emergent pentru culturile de cereale păioase de toamnă. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, aici la Agricultura la Raport, împreună cu domnul secretar de stat Adrian Pintea. Îi mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru participare, ca de fiecare dată cu foarte multe informații noi, cu multe lucruri pe care dumneavoastră trebuie cu adevărat să le cunoașteți. Domnul secretar de stat, există problema asta cu cei care circulă pe drumurile publice cu acele tractoare? Au fost amenzi, sancțiuni, oamenii deja practic s-au confruntat cu lucrul ăsta și există pe bună dreptate o teamă, au cerut derogări, înțelegere din partea Ministerului de Interne. Se poate face ceva? Că știu că lucrați la aspectul ăsta pentru a le mai da un răgaz de timp încât să-și pregătească practic acele cursuri și să obțină acea categorie. Bun. Într-adevăr, sunt probleme. Chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire cu reprezentanții fermierilor, atât eu împreună cu domnul ministru Barbu, unde le-am ascultat, să zicem așa, doleanțele lor. Dar noi trebuie să pornim de la un singur lucru. Nu putem conduce toți pe drumurile publice, indiferent cum să conducem. Cu categoria B, sau pentru cu categoria B, poți conduce până în 3500 cu o remorcă de 750, dacă nu mă înșel. În ceea ce privește acordarea acelor derogări, pentru că dacă e să fim corecți, această lege a fost dată de vreo 2-3 ani, dacă nu mă înșel, cu termen de implementare până acum, nu știu, când a intrat în vigoare. Acum și în categoric, ok, n-am știut, nimeni nu te absolvă lege dacă nu o cunoști, că nu se aplică. Dar să venim încă o dată în sprijinul lor. Domnul ministru Barbu a început discuții la nivelul domniei sale, cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, și încercăm să găsim o soluție cumva, fie încă o derogare și până atunci să se pună la punct, dar lucrul important este, cel puțin categoria B trebuie să-l aibă ca să poată. Ok, am zis că sunt situații în care treci de pe o parcelă pe alta, doar traversezi drumul public. Ok, trebuie să înțelegi în momentul în care ai ieșit pe un drum public, pentru că chiar acum am avut o discuție cu cineva, în momentul în care are o distanță de vreo 5-7 km undeva în drumul spre mare. Ok, nu toți merg pe autostradă, unii merg și pe drumurile lăturnanice. Tu, fără niciun fel de permis, să mergi un 5-7 km pe un drum public, unde sunt oameni, persoane, cu mașini, copii, indiferent ce ar fi, categoric trebuie să ai o minimă școlarizare pentru a circula pe un drum public. Deci, în momentul de față, să făcut chestia asta cu categoria B să poți conduce și în continuare sunt discuții și cu siguranță vom găsi o soluție pentru a rezolva și această situație. Sunt speranțe să existe o derogare? Acum, nici nu aș vrea să dezamăgesc, să spun că da, vor fi aceste derogări, dar știu că domnul ministru a avut și are și săptămâna viitoare întâlniri astfel încât să găsească o soluție, nu neapărat de compromis, o soluție în care să îi mulțumească și pe fermieri și cumva să le dăm un răgaz pentru a se școlariza tractoriștii, să-i spunem așa. Bun, legat de cereale din Ucraina, lucrurile s-au așezat, s-au sedimentat? Să zicem așa că s-au așezat, înseamnă că s-a introdus acea licențiere a acestora. Chiar săptămâna aceasta am avut o întâlnire eu, având nu neapărat în coordonare, dar relația care trebuie să o port cu Autoritatea Națională Sanitar Veterinară, și mă spunea că nici, deci în port, nu a fost niciun bob de absolut niciun fel de cereale, și acest sistem de licențiere
este pus la punct, așa cum a anunțat și domnul ministru Barbu, și acest lucru au fost pusă în transparență această ordonanță încă din data de 3 octombrie. Este pe site-ul Ministerului Agriculturii, astfel încât eu pot afirma că statul român și-a îndeplinit toate obligațiile pentru a ajuta tranzitul de cereale către țările noastre, că pe noi nu ne deranja pe noi ca stat sau ca reprezentant, să-i spunem așa, în mare al fermierilor, ci importul să nu se facă. Și lucru foarte bun a fost că ministrul Barbu, cu bună colaborare cu ministrul transporturilor, domnul Grindeanu, și anumite dane din portul Constanța să fie, s-a stabilit să fie destinate exclusiv fermierilor români, tocmai pentru a evita blocajele. Și lucru ce noi, pe urmă, datele finale contează, România a exportat peste 8,2 milioane de tone de cereale, iar tranzitul a fost în jur de 7,5 milioane de tone. Lucru ce trebuie să-l reținem, și ăsta este un lucru bun pentru noi, că țara noastră a exportat mult mai mult decât a făcut Ucraina tranzit prin țara noastră. Creditul agricol, un alt subiect important. Chiar pe mine m-a desemnat domnul ministru Barbu, am fost și la Bruxelles, pentru că nu vrem să fim ca și în anii anteriori, în care noi, ok, stabilim aici de comun acord cu formele asociative, stabilim o formă de plată, o legislație, o subvenție, o formă de sprijin, și pe urmă transmitem la Bruxelles. Am vrut să o luăm cumva invers. Am mers împreună la reprezentanța permanentă a României, împreună cu domnul ministru Irimescu, cu reprezentanții Comisiei Europene, unde noi am stabilit cam ce am dorit să facem pentru fermierii noștri. Comisia Europeană a spus asta nu se poate, astea se poate, unde nu s-a putut, am găsit o formă cum să putem face lucrul acesta. Unul peste altă zic eu că întâlnirea a fost foarte benefică. Lucrăm la creditul agricol, care va fi lansat tot în toamna asta, și lucru cel mai bun este că deja avem acordul de principiu, să-i spun așa, a Comisiei Europene, astfel încât doar o simplă notificare a lor, că uite, domnule, am stabilit creditul agricol, așa cum am stabilit, îi dăm drumul, doar anunțăm Comisia Europeană, nu trebuie să mai așteptăm să vină aprobarea. Și cam acesta este gândirea și mersul lucrurilor la Ministerul Agriculturii sub conducerea domnului ministru Barba, astfel încât orice formă de sprijin, orice legislație vrem să dăm, prima dată ne consultăm cu ei și pe urmă ieșim cu ea public, pentru că poți ieși cu o legislație public și pe urmă cineva îți dă peste nas, să zicem așa, că nu se poate. Și atunci, lucrul cel mai important și cel puțin părerea mea și de atâția ani la nivel central în conducere, să nu dezamăgim oamenii sau să, pentru că lumea s-a săturat de povești, să-i spunem pe românește, și vor lucruri concrete. Deci răspunsul este da, în toamna aceasta se va acorda creditul agricol, care este foarte așteptat de fermier, că nimeni nu așteaptă, dă-mă și mie un leu pentru oaie, 5 lei pentru vacă, toată lumea așteaptă bani, tocmai pentru fermierii mari să-și dezvolte afacerile, că este loc, iar și fermierul mic, pentru că nu trebuie să băgăm nici râcă între ei, fiecare are culoarul lui, locul lui, și pe dimensiunea și pe putința și pe puterea fiecăruia să solicite acest credit agricol pentru a-și dezvolta afacerea, sau fie ea, fie mare, fie ea mică sau mare. Acum, dacă tot am ajuns în zona asta banilor dați de către minister și alte instituții ale statului, vreau să vorbim un pic și despre Investalim. Și mai am aflat astăzi de la ministrul Florin Barbu că la sfârșitul lunii noiembrie vor fi lansate două noi programe pentru fermieri și procesatori români, având un buget de aproximativ 1,1 miliarde de euro. Investalim, da, este unul dintre el, și programul de asigurare a independenței energetice în ferme, finanțat printr-o schemă aprobată de Banca Europeană de Investiții din Fondul de Modernizare. Practic, sunt lucruri pe care dumneavoastră, împreună cu
ministrul Barbu le-ați gândit și înțeleg că ele vor fi implementate până la finele lunii noiembrie. Da, în ceea ce privește programul InvestAlim, a fost în prima fază prezentat un exemplu, să zicem așa, din sectorul ovin și aici ne dorim ca asociațiile din sectorul ovin să acceseze programe pentru abatorizare și procesarea cărnii de oaie. Acest proiect va fi derulat prin programul InvestAlim, care are o alocare de 600 de milioane de euro, iar pentru centrul de abatorizare și procesare carne de oaie, statul contribuie cu 70%, iar crescătorul de ovine, asociațiile acestora, vor contribui cu 30%. În ceea ce privește sectorul de bovine, obiectivul acestui program ce este de creșterea efectivelui de animale. Pe lângă ceea ce vorbeam în prima parte a emisiunii, cu schimbarea paradigmei în ceea ce privește ajutorul național transitoriu, acela ANT. Prin InvestAlim, cum spuneam, obiectivul este de asemenea creșterea efectivului de animale. Aici ne-am gândit să acordăm un sprijin cuplat, de exemplu, pentru porumbul silos, și aici crescătorii de bovine, a fost salutată această propunere, aș putea spune chiar de către majoritatea acestora. Programul InvestAlim este în consultare publică și undeva ne propunem ca la sfârșitul lunii octombrie să fie demarat acest program. Și în la fel, atât sectorul de creștere a ovinelor, cât și a bovinelor, sunt bani foarte mulți alocați, astfel încât să poată să îi acceseze și nu cu, să-i spun așa, cu foarte multă birocrație, astfel încât să fie accesibil pentru orice fel de fermieri. M-ați întrebat de independența energetică din fermă. Aici am obținut o finanțare de aproximativ 500 de milioane de euro. Vorbim aici de independența energetică în fermă și în unitățile de procesare. Acești bani au venit din fondul de modernizare la aprobarea Băncii Europene de Investiții. Banii sunt alocați pe 31 noiembrie. Vom scoate acel ghid pentru depunere de proiecte cu intensitate de 100% și, de fapt, scopul care este? Că ne dorim să scădem costurile cu energie atât la fermă cât și la procesatori, astfel încât tot lanțul, să-i spunem așa, să fie acoperit. Mai mult de atât, suntem în discuții și cu Banca Europeană de Investiții pentru alocarea încă 2 miliarde de euro pentru independența energetică în fermă, dar avem acest program pilot care trebuie, dar în primul rând trebuie să-l scoatem pe acesta și vedem, trebuie să vedem și cum se derulează el, dar noi suntem convinși că fermierii așteaptă acest program și că va avea un grad de este cu un grad de intensitate de 100%. Am scos un alt tip de spunem așa de accesare a acestor fonduri, atât pentru InvestAlim, cât și pentru partea de independență financiară. Practic vom depune sub formă de plan de afaceri și nu trebuie să facă fermierul să-și facă cheltuieli cu proiectul tehnic ulterior după ce se semnează acel contract de finanțare. Au un termen de 6 luni să aducă proiectul tehnic, avizele, practic să nu facă să nu-și facă niciun fel de cheltuială până nu apare și partea de finanțare. Eu zic că va fi un proiect interesant
încă o dată, nu foarte greu de accesat, astfel încât să nu-l pui în cârcă sau să ajungi, Doamne ferește, băi, eu am cheltuit foarte mulți bani, când ajung la eligibilitate mi-ai dat în cap. Și atunci chiar că i-ai pus cruce, să zicem așa, pe românește. Și sunt un fel de proiecte interesante. În momentul în care ele, tot ceea ce punem în consultare publică, încă o dată rugămintea este orice fel de idee și vă asigur că sunt luate în calcul. Chiar înainte de a veni la dumneavoastră la emisiune, am văzut la birou că întreau industria de morărit, că erau bucuroși, că au văzut că este postat pe site-ul ministerului și ne mulțumeau că am luat cont de toate măsurile. Astăzi au mai venit cu două, să încercăm să le punem și pe acelea. Pentru că, cum spuneam, lumea s-a săturat doar de promisiuni și chiar ne dorim să facem cumva să venim în sprijinul categoric la fiecare sector, în limita putinței. Bun, vreau să luăm 10 secunde de publicitate și apoi să mai discutăm 10 minute. Mai am câteva întrebări, vreau să vi le adresez și apoi vom schimba subiectul și implicit invitatul. 10 secunde de pauză publicitară. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, domnule ministru secretar de stat, așa cum știți de fiecare dată, eu iau întrebări de la telespectatori, excepție nu face nici întâlnirea din această seară, dar cu o condiție să aibă legătură cu tematica noastră, cu dezbaterea noastră și, în general, să privească un sector anume, nu un caz particular privat. Rei Adrian Radu, care ar fi motivele intenției de desființare a Agenției Naționale a Zonei Montane? Este înființată în baza legii Muntelui 197/2018 și se adresează unui areal de aproximativ 38% din țară și 22% din populație, iar până la finalul anului se finalizează și strategia integrată pentru dezvoltarea zonei montane Orizont 2035. Cum se va implementa strategia în condițiile în care s-ar desființa instituțiile care ar trebui să o implementeze? Ar fi aproximativ a 14-a desființare din 1990 până acum. Ar fi o decizie total inoportună. De desființat e cel mai ușor, de construit e mai greu, iar implicațiile la nivel național și extern vor fi negative. Dacă lucrurile nu funcționează conform așteptărilor, eventual o reorganizare, dar desființarea este o eroare strategică. V-am citit acest comentariu scris din partea domnului Adrian Radu Rei. Bun. În ceea ce privește reorganizarea, fie că vorbim de AZM, de Agenția Zonei Montane, sau de orice altă instituție care intră în reorganizare, în primul rând, fie că vorbim de această instituție sau de orice altă instituție care va intra în acest proces de reorganizare, nimeni nu le va desființa sau că le va șterge de pe fața pământului. Reorganizare înseamnă că dorim să scoatem un plus valoare de la acea instituție, că toate instituțiile care vor fi reorganizate, fie că nu vor mai fi instituții de sine stătătoare, vor fi în cadrul Ministerului Agriculturii, fie că o direcție separată sau poate chiar un sector care se ocupă cu acest lucru, dar orice proiect, fie că este el proiect european sau proiect național, își va continua. Fie că vorbim de fitosanitar, unde au proiecte, fie cu Banca Mondială sau laboratoare, nimic, dar nu suntem nebuni să le desființăm, să le luăm de la capăt când abia am obținut acreditări. Au fost un proces lung de acreditare a acestora la nivel european. Deci, să-i spun așa, procesul în sine sau dezvoltarea unui anumit sector, vorbind în speță de zona montană, categoric că și eu vă asigur că nu va fi afectată în niciun fel. Că vor fi mai mulți, mai puțini, mai puține șefime la nivel național, aici da, categoric da și susțin acest lucru. Dar ca și activitate sau ca și
Țelul unde vrem să ajungem cu o anumită instituție, cu siguranță că acest lucru se va respecta și toate vor decurge, fără, spun eu, că fără niciun fel de impediment. Bun, sunt multe mesaje, acum e clar că nu o să pot să le citesc pe toate, vă mai citesc unul singur, Marius Casis, introduceți sub regulamente la regulamentul Uniunii Europene 848/2018, avem fermieri care cultivă microplante sau aronia și nu sunt declarate coduri de plantație. Bun, acum în ceea ce privește modificarea unui regulament european, aici nu poate face nici barbu, nici pintea. Dar pentru plante sau puteți dumneavoastră face, cum vorbeați de aronia, să ne faceți un material bazat pe date științifice, nu că am eu acasă și vreau și o subvenție. Ce plus valoare aduce, care este beneficiul, cu ce ne ajută, nu mă ajută pe mine personal să-mi dezvolt o afacere, și atunci se pot face propuneri la nivelul Comisiei, în cadrul Consiliilor de Ministri, și se poate lua o decizie, pentru că aici nu se ia o decizie că în România dăm pentru sticla de apă, la alții dăm pentru sticla de suc. Și atunci, dacă aduce un plus valoare, sunt date științifice în față care dovedesc acest lucru, atunci categoric se pot lua pentru viitor orice fel de propunere, dacă este binevenită, o așteptăm cu drag. Bun, cred că am reușit în mare parte să abordăm cele mai importante teme, cele mai importante subiecte ale momentului. Îi mulțumesc încă o dată domnului Adrian Pintea, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru răspunsurile pe care ni le-a oferit. Vă doresc mult succes și în această poziție pe care o ocupați de puțin timp și sunt convins că veți reuși să vă duceți la bună îndeplinire toate sarcinile pe care le aveți. Iar după o perioadă de timp când ne vom revedea, ne vom reîntâlni, vom avea și alte subiecte pe care să le putem dezvolta și pe care Ministerul le propune către fermieri, pentru că atât de la dumneavoastră cât și de la ministrul Florin Barbu am înțeles că urmează o serie de programe și proiecte pe care urmează să le și aplicați. Mulțumesc încă o dată, domnule Pintea. Luăm pauză, ne reîntoarcem după câteva minute.